ieri pe 9, la 9 noiembrie 2018, Curtea de Apel s-a expus asupra recursului apărării în ceea ce privește revocarea măsurii de primar arest în privința lui Renata Usat. Deci, recursul apărării a fost respins ca neîntemeiat. Nu cunoaștem motivele, deoarece instanța s-a expus doar dispozitivul deciziei. Deci, vom face cunoștință cu motivele, dar eu cred că o să fie aceleași tertipuri și motive de serviciu ca de obicei, atunci când este vorba despre clientul nostru, Renata Usată. Este adevărat, noi, aparatorul Renata Usată, am depus cereri cu privire la revocarea măsurii de reprimare în privința Renata Usată, aplicată arest 30 zile. Judecătoria centru, în persoana judecătorului Sergiu Bularu, a examinat cererea avocaților pe parcursul a unui an și două zile. Dacă vă amintiți, nu s-a prezentat procurorul, patru ședinți a fost amendat procurorii, nu știu dacă s-a remis spre executare aceste încheieri la aplicarea sancțiunilor amenzii. Însă, este evident, s-a tergiversat examinarea cauzei date și toate argumentele care au fost aduse în favoarea clientului nostru, Renata Usată, au fost ignorate atât de instanța, de prima instanță, cât și de instanța de recurs, adică Curtea de Apel Chișinău. Nu numai instanța de apel a ignorat la probe la care m-am referit mai sus. Și aici aș vrea să menționez despre acele probe care au fost prezentate de către aparatorii lui Renata Usată. Mă refer la, dacă vă amintiți, interviul cu Proca, unde dânsul cert și concret spune el este autorul acestei tentative de omor și Renata Usată nu are nicio tangență cu această cauză penală sau cu această tentativă de omor. Este declarațiile învinuitul Malarciuc, dacă vă amintiți, care a fost arestat pe cauza dată și a fost ținut 7 luni zile în detenție, care la fel spune că a fost maltratat și impus pe perioada de detenție în sale, se declare că anume Renata Usată a comandat această infracțiune, această tentativă de omor. Avem declarațiile publice a familiei Davitean, care la fel susține că deci arestarea lui Davitean și alte circunstanțe doar în scopul de a îi impune să facă declarații împotriva lui Renata Usată. Pe lângă aceste probe scrise care noi am prezentat și CD-ul și interviul propriu zis, am prezentat și decizia Comisiei Interpol din 24 mai 2018. Și apropo, am tradus-o și în decizia este direct stipulat că Interpolul refuză să anunțe în căutare internațională pe Renata Usată pe motivul că cauza penală intentată împotriva acestuia este una politică. Pe aceleași motive a refuzat și Federația Rusă să transmite sau mai bine zis să-l anunțe în căutare pe Renata Usată și să-l extradeze. Deci și alte probe. Aici mă refer și la cele convorbiri telefonice a lui Gorbunțov și mesaje unde cu lux de amănunte se descrie cum a fost intentat dosar penal și care este rolul lui Renata Usată în această afacere cu intentarea acestei cauze penale. Deci acolo se descriu și cifre de $100.000 pentru a ca Renata Usată să fie reținută, arestat și așa mai departe. Sunt un lux de amănunte, cu lux de amănunte sunt date în aceste descifrări telefonice care Renata Usată le-a publicat pe internet. Aceste probe
au fost ignorate tot alimente de către prima instanță. Instanța doar a motivat prin un singur argument, că probele privind bănuială rezonabilă a lui Renat Usată în comiterea infracțiunii și-au menținut probatorul. Și tot. Dar să se expună pe toate aceste probe care eu v-am spus mai sus, inclusiv și comisia de, decizia Comisiei Interpol din 24 mai 2018. Și apropo, aceasta este o decizie a unui organ internațional, deci care are o valoare internațională și credibilă. Instanța, mai bine zis, instanța de fond nu s-a expus nici asupra unui acestei probe sau argument și nici nu s-a expus de ce le respinge. Sau de ce respinge proba dată? Am invocat acestea toate și la curtea de apel. Instanța de apel, cu părere de rău, a respins. O să vedem dacă o să se expună și ea asupra acestor motive invocate de către apărători. Aici țin să mai menționez că tot ce este legat de Renat Usată, clientul nostru, instanțele judecate așa, din start, se vede o poziție de respingere sau de ignorare a procedurii. Doar la instanța apărătorilor de a respecta procedura, de a pune în discuție proba dată, instanțele mai revin asupra acestor legalități. Am fost surprins atunci când procurorul în instanța de apel a susținut că decizia Interpol din mai 2018 nu poate fi pusă în discuție, deoarece Interpolul, el trebuia să execute, așa cum s-a exprimat procurorul, trebuia să execute mandatul de arest, adică anunțarea în căutare. Deci îmi pare rău și probabil cred că nu cunoaște domnul procuror legislația în ceea ce privește Interpolul și cum lucrează și care este deci, statutul acestei organizații internaționale. Asta e. Vreau să vă spun că apărarea a fost ignorată nu numai pe cele argumente care noi v-am expus, dar necătând la faptul că prima instanță a adoptat încheierea la 24 septembrie 2018. Noi a doua zi am depus recurs, deoarece a fost prenunțat doar dispozitivul încheiere. Deci, până la data examinării, chiar și până în prezent, nu am primit, așa și nu am primit, încheierea motivată. Iar recursul nemotivat care noi l-am pus a fost trimis instanțe de judecată, mai bine zis instanțe de recurs, peste o lună și două zile. Abia după ce noi, apărătorii, ne-am dus la judecătoria centru și am ridicat întrebarea. De ce nu se rimite materiale, de ce nu ne cheamă la examinare recursul? Deci este o atitudine, nu vreau să spun că, dar o atitudine neglijentă, și anume când este vorba despre clientul nostru Renat Usată. Deci, reamintesc, noi pe cazul aplicării arestului preventiv în privința lui Renat Usată am sesizat Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Cauza se află pe rol. Deci, nu ne rămâne decât, după ce vom primi decizia instanței de recurs, Curții de Apel Chișinău, să completăm așa cerere depusă pe numele Curții de Apel, depusă la Curtea Europeană, pentru a invoca și circunstanțele la care m-a referit supra.